Hello, madam. Hello. Cum e? Foarte fain. Cum te simți? Când ai fost ultima dată cu Bița? Oi, anul trecut. Unde ai fost? Pe lângă Timișoara, pe acolo, pe la Pișchia. Da? Cu voi prima oară acum. Super. Ai... Bine ai venit. Sper să vin de fiecare dată. Cu drag. Da. Te primim cu brațele deschise. Și cum a fost la Pișchia? A fost un concurs de biciclete, primul meu concurs. În pădure? A fost ok. Nu, pe drum. Dar au fost majoritatea profesioniști și n-am știut. A, și ai participat așa... Da, 40 de kilometri, totuși am care pe geară. Excelent, super. Mă bucur. Ia povestește-ne puțin. M-a surprins câte multe lucruri faci. Deci vrea să le spui la cei de pe YouTube, de pe Facebook, de pe Twitter, de pe blog, să le spui cu ce ocupi tu, face, câte nu? Lucruri se pot face în 24 de ore. Stai că mi-e cam greu acum în urcare. Ia, schimbă puțin vitezele. Mai se pot face foarte multe dacă ești dispus să faci ceva. Deci eu fac dansuri populare. Bicicleta când apuc, așa, cât e o ieșire. Joc Scrabble. Ești arbitru la Scrabble? Da. Am început să fac chitară. Foarte multe. Spectacole, concerte, când am timp. Câte ore pe zi? Ce? Îți ocup timpul. Cu activitățile extra... Cam 8 ore. Extra job. Servici, da. Da, vedeți că se poate. Super. Ne vedem în curând. Ride your bike. Ciao. Acum facem un downhill. Excelente coborurile astea. Vântul ăsta e temperatură excepțională. 19 martie, în jurul orei 11. E un curent așa răcoros. Soarele e călduț. Numai bun. Deci dacă n-am prinde viteza asta, aș umbla pe aici în tricou. Flo, cum e? Un mesaj pentru youtuberi, facebookuiari, twitteriști, bloggiști. Super tare! Unde mergi, Flo? Uite, pe lângă câine. Ai grijă la picior. Bine, na, ceau, vă las, că e cam lung filmul meu ăsta.